o mare bucurie să fiu împreună cu voi, din nou cu doi tineri. De data aceasta trebuie să vă spun ceva așa, mai din culise. Știți că de multe ori când îmi aduc aminte, vă spun să mulțumiți lui Dumnezeu pentru tinerii care ne ajută, care filmează, care editează, bla bla bla, toate celelalte, ca emisiune să ajungă la voi. Uite că în seara aceasta aveți în fața voastră, fără să vă dau multe detalii, doi tineri care chiar au chinuit împreună cu noi, dar mulțumim lui Dumnezeu că ei s-au chinuit și noi ne-am bucurat, adică a ieșit ceva frumos. Deci sunt doi pe care puteți să-i vedeți. Ei sunt din mulțimea celor pentru care spuneam, sunt în spatele lucrurilor frumoase. Rugați-vă pentru ei și mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei. Este vorba de Nico și de Dani. Mulțumesc frumos și că ne-ați ajutat și că ați ajuns pe scaunul ăla frumos, așa, din spatele camerelor. Vă întrebați cei cu oia care mai stau, mai roșesc, mai se întreabă, dar e bine, nu? Da, e bine. E cald acolo unde stai tu? E bine, e numai bine. E numai bine, dar sper să nu se încălzească. Dani, cum ești? Da, bine, mulțumesc. Unde e mai confortabil, aici sau în spatele camerei? Dacă mă întrebați pe mine, în spatele În camerelor spatele camerei, da. e mediul meu natural, Și să zic cum așa. de-ai ajuns aici? O, foarte bună întrebare. Bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră și față de gelul A, care... nu, eu, da, gelul, adică pastorul trebuie ascultat ce a zis. Hai să ajungi tu pe sticlă, da, e bun, trebuie să-i mulțumești, da, pastorul trebuie. Dar spune-mi, ție chiar îți place chestia asta cu filmatul, cu... Da, bineînțeles, na, nu știu dacă cel puțin majoritatea băieților au pasiunea, să zic, pentru tehnologie și atunci, cum filmatul sau editatul video și așa mai departe, e o ramură a tehnologiei, automat tind spre aproape orice legat de tehnologie, pentru că mă pasionează și e un hobby care poate fi o binecuvântare și pentru alții și, pe de altă parte, te poate ajuta și pe tine ca tânăr să te dezvolți și, bineînțeles, devii un pic mai înțelept și mai bun din toate. Și te gândești, să zic, pe viitor să faci o profesie din asta? Da, cu ajutorul Domnului chiar aș vrea o profesie pe partea asta tehnică, poate IT, bun, nu neapărat video sau audio, dar pe partea de tehnologie, da, cam asta mi-aș Știi dori. care e idealul? Să faci bani din ce-ți place. Deci Da. asta este, adică să fii tot timpul în vacanță, că tu faci ce-ți place. Bun, te ajută Domnul, știi, niciodată nu se știe ce și cum la... care e pasiunea ta? Una din pasiunile mele este cititul. Îmi place foarte mult să citesc tot felul de cărți, de romane și muzica, pot spune. Am făcut timp de 6 ani pian și chiar m-am regăsit în acest instrument. Cum să zic, a plâns pianul împreună cu tine sau tu cu pianul? Cred că ambele și vecinii mei împreună cu noi. Și vecinii tăi împreună, da. Da, eu mai zic câteodată că un pic înțeleg, nu foarte mult, că la un moment dat camera băiatului era deasupra noastră. Bine, își punea el căști și, dar înțelegi, da. Iar când a plecat la facultate, unul din lucrurile care neapărat le-am luat în calcul, să fie undeva să poată avea pianul cu el. Adică, am zis că nu-l putem duce la bloc, că îi nenorocim pe aia de jos și nu știu dacă rabdă și toate astea. Eu apreciez foarte mult chestiile astea. Eu nu sunt cu muzica, adică știu să critic, nu știu să critic, dar când așa n-am avut, nici nu m-a îndrumat nimeni, dar pentru mine muzica este o limbă străină, în sensul că oriunde te duci în lume, ai pus clapele, mâinile pe clapele de la pian și ai vorbit limba lor. Și cred că împreună cu instrumentul chiar poți comunica, te ascultă, nu-ți răspunde înapoi, te Da. superi pe părinți, pe părinți nu-i poți bate, te duci la pian și Da. așa. No. Zice ceva un băiat, nu-l poți strânge pe el de gât, te duci la pian, deci pianul poate fi, pianul chiar e o chestie așa interesantă, știi, pian de aici încolo. Dar sper că nu ești una din fetele care au făcut atâția ani de pian și nu mai cântă la pian. În ultima vreme recunosc că sunt în această fată, pentru că am terminat clasa 12, am avut bac, am avut admitere și nu Bun, prea am dar avut timp. și pauze nu îți trebuie.
Ba da, dar recunosc că asta este o greșeală a mea când aveam pauze. Că am o rugăminte, ia-ți pauza la pian. Da. Deci dacă... E bună. Ia-ți pauza la pian, 5 minute, 10 minute, te duci acolo, din nou, dacă e supărată, du-te supărată la pian, dacă ești bucuroasă, du-te bucuroasă la pian, pentru că, știi de ce spun lucrul ăsta? Am văzut în multe familii ale credincioșilor investiție în copii. La început copiii au ascultat. După asta vine o vreme cu fițe. La tine ai avut scuze cu școala, cu nu știu ce. La alții vine o vreme cu fițe sau ceva. După atâția ani de investiții, lași că lași pentru puțin. Și la unii puțin a fost tot și după asta, crede-mă, când o să fii mămică cu copilul după tine, cu nu știu ce, nu știu dacă o să mai fie chiar atât de mult timp, mai pot spera când începe copilul să atingă clapele pianului, că te mai duci pe acolo. De asta e foarte important să se termine pauza. Și ca să o fac și mai gravă, eu care le știam pe toate și mă îngrijeam ca la alții să nu se întâmple așa, la băiat n-am lăsat pauza. Fata care cânta și nu știu ce, a zis că numai un pic de pauză pe nu știu ce, este pauză și în ziua de astăzi. Îi pare rău, dar nu prea văd. Din nou, poate dacă odată cu copilul o să ajungă, dar altfel nu. Mai ales în profesia care și-a ales-o, nu mai poate să... Și, deci e bine. Cu cititul, citit, da. Păi cum îți faci timp pentru citit, mai faci pentru pian, mai e un echilibru și... Da. E bun. Deci tu ești anul întâi la facultate atunci? Da, sunt anul întâi la facultatea de litere. Litere. Și îți place teoretic, da? Și... Ba da, îmi place. Pentru că visul meu este să devin profesoară. Să-ți pui mintea cu pruncii? Da, adică simt că am o chemare pentru copii. Pentru că până în clasa a 12-a eram între medicină și litere. Și dacă mergeam pe medicină, mergeam pe pediatrie. Și după aceea mi-am dat seama că medicina nu este chiar de mine și nu este chiar domeniul în care aș putea să excelez. Și atunci am zis că mai bine renunț acum decât să renunț mai târziu când deja dar sunt. Dar oricum trebuia să aibă ceva de a face cu copiii. Da, da. Bun. Deci asta dacă da. Asta știi și asta e bine, da? Bun, că tot am vorbit de copii, ați fost și voi copii, nu? Da. Și cum a fost? Mă gândesc așa, copilăria voastră, familie, amintiri, da. Sechele... Pot să spun că am avut o copilărie destul de fericită, adică de mică am fost adusă la biserică și știu că am crescut cu copii de la biserică cu care sunt și în prezent, prietenă foarte apropiată și chiar a fost destul de fericită. Singură la părinți? Da, singură la părinți. E bine sau e bine? Mi-aș fi dorit un frate sau o soră. Da, da. Asta este. Nu, am vrut să zic că nu-i târziu, dar nu vreau să aibă șoc părinții, știi că... Da, știi că e la modă, se mai poartă chestia asta când unul e anul întâi la facultate, celălalt e anul întâi la grădiniță, nu știi niciodată... Da, da. Se mai... Nu cred că e cazul. Nu cred că e cazul. Păi nici alții nu crezut că e cazul, și... dar cine știe, da. Bun, deci frumos. Asta înseamnă că părinți credincioși, dacă ai zis că legați de biserică. Eu am fost crescută de bunică pentru că părinții mei au divorțat și atunci mama mea a trebuit să se ducă în străinătate să lucreze, să ne întreține și venea acasă numai în concediu. Și de bunica am fost adusă la biserică și pe parcurs s-a botezat și mama mea. Acum tu ai văzut când mai discutam cu alții, când mai erai pe acolo pe la cameră, că eu le ziceam să nu răspundă la orice întrebare, dar îmi place să răspundă. Dacă tot ai zis tu chestia asta, că ai trecut printr-o experiență, este afectat un copil când părinții nu se mai înțeleg? Da, pot să spun că este afectat, dar în diferite măsuri, pentru că, de exemplu, în cazul meu, părinții au divorțat când încă eram foarte mică, n-aveam un an. Și atunci eu nu am fost atât de afectată cum poate sunt alți copii care trec prin aceeași experiență când sunt mai mărișori, când deja realizează unele lucruri și poate pentru ei este mai traumatizant decât a fost pentru mine. Plus partea cealaltă, cum ai zis, deci odată dacă putem vorbi de avantaje în situația dezavantajată, da? Cu vârsta și partea cealaltă și cu o bunică care oarecum
se investește, face da. Tot ce poate și... Da. Bunica mai trăiește? Da, da, mai trăiește. Deci încă aveți relații bune. Da, da, tot la ea stau. Ah, tot la ea, da. Și tot nepoțica, nu? Tot da. Nepoțica, e ok, da, da. Da, când o să ai tu o anumită vârstă, 50 ceva de ani, o să zic că bunica a crescut un pic nepoțica. Da, da. Bun, Dani, cum a fost la tine cu copilărie? Cu... Eu am crescut într-o familie de creștini baptiști, tot așa, ca și Nicoleta de mic, am fost dus la biserică, la grupele de copii, ulterior la tineret. A fost o copilărie foarte frumoasă, nu știu, extraordinară, sunt extrem de multe lucruri care... sau la care mă gândesc cu foarte mult drag și cu foarte mare bucurie. Dar zi ce nu ți-a plăcut așa ceva, nu fi fost chiar perfect. Bine, n-a fost chiar perfect, categoric, doar că dragostea pe care părinții mi-au oferit-o și respectiv dragostea pe care eu cel puțin încercam sau să-l ofer, chiar dacă uneori, nu știu, ca și copil poți greși și ca și om în general poți greși. Și noi greșim părinții, chiar dacă da. Recunoaște mai greu. Totuși, tot timpul a fost dragostea, să zic așa, care ne-a unit tot mai mult și ne-a ținut aproape de Dumnezeu. Bănuiesc că vrei să întemeiezi o familie, nu? Da. Bun. Ce ai preluat din familia părinților tăi? O întrebare foarte bună din nou. Cu siguranță, investiția pe care părinții mei au făcut-o în copiii lor, în mine și fratele meu, cu siguranță aș face același lucru pe care... ei l-au făcut, m-aș sacrifica exact cum ei au făcut-o pentru amândoi, cum am spus, pentru a putea avea de toate și a putea avea parte de educație extrem de bună. Am vrut să te întreb, crede în educație părinții? Da, da, categoric. Mama și lucrează în învățământ, bine, nu e profesor, a fost cât o perioadă destul de scurtă, dar pentru ei educația și cel mai important credința, aceste două elemente au fost... esențial, să zic așa, de încă de când ne-am născut, de când am fost copii, până în ziua de azi. Astea sunt cele mai importante lucruri. Bine, acum ordinea nu e neapărat aceasta, pentru că o altă lecție pe care am învățat-o de la părinții mei este că, da, fără educație, să zicem că poate ai mai avea o șansă, dar fără credință în Dumnezeu, mai ales în toate conjuncturile vieții, nu cred că poți trece cu bine peste tot. Da, și nu se limitează doar la viață, adică hai să zic că în viața asta te poți descurca și cu educație și fără educație, că poate asta e anomalia câteodată, știi, în România, mai ales când voi vă uitați la generația noastră, că găsești om care nu a avut prea multă educație, dar o prins, o șansă, o conjunctură, nu știu ce, și o deveni, nu știu cine, să nu dăm nume, știi, ca să... Dar când e vorba de veșnicie, că hai să fim sinceri, în viața de aici, nu poți să spui că nu te poți descurca fără credință în Dumnezeu. Mai greu, ce drept, mai greu, dar e... Hai să vorbim deschis, Dani. Sunt atâția atei, nu? Sunt atâția în lumea necreștină, care, din perspectiva omenească, se descurcă. Adică, cum privește astăzi omul că se descurcă? Are bani, are iaht, are insule, are nu știu ce. Bun, dar ce fac ăștia în fața veșniciei? Deci acolo chiar, dacă m-aș duce așa și spune, băi, eu nu vreau să zic, dar nici nu vreau să zic că nu poți reuși fără Dumnezeu. Depinde ce vrei din viața asta, da? Că mai ales dacă vrei să fii șeful mafioților, clar că merge fără Dumnezeu, te ajută ăla la altul, știi? Bun, dar ce faci în fața veșniciei? Adică acolo, și atunci e clar, cum zici tu, băi, fără credință chiar nu poți, știi? Deci, da, sunt așa, educația cu plus, cu minus, dar dacă poți să ai parte de o educație bună, de ce nu? Ai face lucru. Deci amintiri frumoase din copilărie, asta e bine. La furat de cireșe n-ai fost? Nu, n-am avut încă. Ai avut oportunitatea, să zic așa. Nu, adică mergeam des la țară și auzeam poveștile altora, ca să zic așa. Bine, în unele din nou mă regăseam, în altele nu prea, dar na. Acum, cu siguranță, fiecare generație sau fiecare copil a făcut prostiile lui sau așa, bineînțeles, uneori mai se pot asemăna între ele, dar da. Toți greșim. Bine, cum ai ajuns tu să te decizi pentru o relație personală cu Dumnezeu? Cât te-a ajutat bunica, cât te-au ajutat alții, biserica, cine te-a încurcat? Că bănuiesc că ai avut de toate. Da.
fiind adusă de mică la biserică, nu pot să spun că am fost un copil problemă care să facă răutăți sau așa. Chiar din contră, din exterior, poate că păream copilul perfect, adică eram cu minte, ascultătoare, învățam destul de bine la școală, dar este treaba pe interior, ceea ce nu știa nimeni. Adică, de exemplu, să fiu mai exactă, eu puteam să iert foarte ușor, dar nu puteam să uit. Și atunci acest rău care era în inima mea creștea din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Și am fost la o întâlnire de tineret la Oradea și la predica fratelui Negruț am decis că trebuie să scap de tot ce este rău în mine și să fiu corectă și cu mine și față de ceilalți care... Până la urmă, nu pot să spun că avea o imagine eronată față de mine, dar nu era adevărul pur. Bun, dar de fapt cea care suferea mai mult erai tu, că pentru da. Alalți era bine tot, amărăciunea era în tine și toate cealaltă. Da. Dar de multe ori purtăm poveri și nu ne dăm seama că noi suntem singuri care le purtăm. Da, și atunci am decis că este momentul să fac pasul cel mare și să iau decizia cea mai bună din viața mea și să mă predau Domnului și să mă botez. Bunica ți-a zis vreodată să te gândești la chestia asta, să te împaci cu Dumnezeu? Da, adică bunica mea a fost tot timpul alături de mine și tot timpul m-a sprijinit de foarte multe ori. Și știu când am sunat-o de la Oradea să-i spun că eu am luat decizia și că la următorul botez voi fi în apa botezului, cu siguranță. Știu că era atât de fericită și acasă m-a primit cu lacrimi de fericire în ochi și... Da. Ce mâncare preferată îți făcea? Pastele. Îți făcea așa mofturi dacă ai fi bucătate? Da, adică îmi făcea și mofturi, da. Am fost crescută că se mănâncă ce este în casă. Corect, dar acum... Nu prea fac pizza la mâncare. Da, dar cu nepoții totuși ai un pic de slăbiciune. Da, e ok. Da, nu, ce, nu te-a ajutat chestia asta? Ba da. Adică, chiar e avantajată. Da. Acum o să fiu curios cum o să fii tu cu copiii tăi. O să fii mai strictă sau mai lejeră? Nu știu exact acum. Nu mi-am pus neapărat această problemă. Vreau doar ca viitorii mei copii să știe că o să fiu mereu alături de ei și că o să-i iubesc necondiționat. Și vreau să am o relație cu ei bazată pe foarte multă încredere și pe respect. Da, un respect care nu se impune, un respect care se câștigă și să fie reciproc. Super, succes! Mulțumesc! E faină! Mai discutăm, știi, mai râd eu că așa suntem. Cineva spunea, înainte să mă însor, am avut 4 principii pentru buna creștere a copiilor. Și zic, acum am 4 copii și niciun principiu. Da, viața se mai schimbă, asta este, da? Deci, bun, pe lângă... Așa, zici și tu cum, cine te-a convins? La mine a fost o decizie pe care am luat-o pe o perioadă destul de lungă de timp. Adică, prima oară, undeva pe la 14 ani sau ceva de genul, m-am într-o tabără. M-am hotărât că ceva nu e în regulă. Ok, vin la biserică. Sunt copil bun, da, cu minte. În principiu ăsta că, da, ești copil bun, nu, adică nu-ți spune niciodată, sau nu te face cel puțin să-ți pui problema mântuirii până când ajungi într-un moment în care chiar realizezi, ok, bun, pentru ceilalți par bun, dar eu cum mă văd eu pe mine? Problema e că începi să te cunoști tu, știi? Da, și atunci... O vreme te amăgești, nu știu ce, și după asta zici, băi, hai, man. Și apoi, după aceea am ajuns acasă, o perioadă de timp, da, am fost tot cu gândul la problematica aceasta, zic așa, iar după câteva luni a rămas tot la, doar la gradul de idee, ca să zic așa, nu a fost nimic practic, nimic aplicat. Iar după câțiva ani, într-o seară de evanghelizare la biserică, a fost un mesaj care pe mine personal, adică am simțit ca și cum Dumnezeu mi-a vorbit, mai direct de atât nu putea Dumnezeu să-mi vorbească prin fratele Costel Bianca, la care m-am și predat. În seara aceea știu că am fost, am ieșit din biserică fără să mă duc în față, pentru că fratele a făcut o chemare, cine dorește să se întoarcă la Domnul, să
vină față și în timp ce coboram treptele bisericii noastre, stăteam așa și cu oarecare remușcare, mă gândeam, ok, eu ajung acum acasă, de mâine, să zicem, sau de acum încolo. Pot să fiu eu mulțumit sau pot să fiu liniștit pentru că în seara asta nu m-am întors la Domnul? Adică ce siguranță am eu că săptămâna viitoare sau ziua de mâine o să fie o zi ca toate până acum, că eu o să mai am timp? Și atunci mi-am zis mamei mele că, uite, eu trebuie să mă duc până în biserică să rezolv ceva și vin imediat. Am plecat, m-am dus, frații încă erau acolo, discutau, asta a fost, să zic așa, și din nou din partea Domnului că încă erau acolo și dânsii s-au rugat pentru mine. Și... Deci la tine a fost predarea de după. Da, cam așa se poate spune și așa. Și de atunci nu-mi pare rău nicio clipă că m-am întors la Domnul, pentru că sunt, cum am spus la început, anumite lucruri sau precum pacea Domnului sau înțelepciunea Domnului de care ai nevoie în viață pentru a fi un pic diferit de ceilalți odată și totodată pentru a putea trece mai ușor. Da, aș lucruri. Te întreb, aș aștepta teoretic răspunsuri diferite de la voi, dar nu. Poți să fii în biserică și să nu fii în biserică? Da. Da? Categorie. Poți. Da, deci să fii în biserică și să n-ai nicio treabă cu biserică. Da, să fii cu trupul, dar cu gândul sau chiar cu sufletul să fii în altă, în altă parte. Parte. Și probabil că se întâmplă mult la chestia asta. Asta ar fi interesant, uite, pentru mine, ca slujitor, și bănuiesc că și pentru alții, ce am putea face noi pentru generația tânără să cumva să vă captăm, că știi cum, eu mă gândesc că totuși dacă voi veniți acolo, ceva este în sufletul vostru, o căutare sau ceva, știi? Poate că și în dreptul nostru ar trebui să ne gândim bun, de ce nu-i prindem, de ce nu-i captăm pe oamenii ăștia? Eu m-am gândit foarte mult în viață și am și învățat ceva din asta. Eu dacă mi-am dat seama că voi nu mă ascultați, eu n-am vorbit. Adică n-am fost omul ăla care să... Eu numai să vorbesc, am eu de făcut tema mea de casă. Dacă vedeam că nu mă ascultați, ori mă dădeam peste cap, băi, să-i trezesc cumva. Ori fluiera, băi, spuneți-mă, băi, ce vă interesează. Frate, e meci acum, nu putem să... Bun, mă, dacă vedem împreună meciul acum, mă opresc și vedem împreună meciul, mă ascultați după aia 20 de minute. Frate, promitem, hai să vedem că e 1-0. Adică, nu știu, voi ne-ați putea da ceva idei, mai ales poate dacă vorbim de perioada adolescenței sau așa, ce să facem pentru aia să... Că bunica ta oricum ascultă, bunica orice zic, ea tot mă ascultă, e bine, zice amin, ce să fac eu pentru nepoata? Da, din punctul meu de vedere, noi acum suntem o generație care se bazează foarte mult pe gândirea kinestezică, adică cărora le place să pună lucrurile în aplicare. Și cred că ar fi o idee foarte bună să, ca în biserică, să se integreze, să, în programe să fie integrați tinerii puțin mai mult și la orele de tineret. Mi se par foarte importante când este socializarea de grup, și așa, pentru că așa se leagă și prieteniile și relațiile între oameni și tot așa... Până la urmă așa poți să-ți dai seama cum gândești un băiat, nu trebuie să te duci sub teiul lui Eminescu cu el, îl vezi și pe acolo, gândește, nu gândește, doarme, așa... Da, deci... și acest schimb de experiențe și așa ne și aducem unii pe alții mai aproape de Dumnezeu. Am și tu vreo idee? Personal, pentru mine pot spune că da, predica te ajută foarte mult, dar... și un sfat practic sau o aplicație la predica pe care sau predica care a fost ținută. Deoarece nu știu, cel puțin pentru mine da, e bine să știi teoria, dar cel mai bine te ajută dacă cunoști practic cum poți să faci ceva. Ok, vorbim sau predicăm despre dragoste sau despre iubire. Cel mai practic sau cel mai bun mod prin care putem să învățăm lucrul acesta și să învățăm toate caracteristicile iubirii ar fi să mergem să, nu știu, să facem o faptă bună din toată inima sau să mergem să, nu știu, ajutăm pe cineva. Sau, cum a spus și Nicoleta, interacțiunea asta dintre păstor, predicator sau lider de tineret cu tinerii din biserică sau de la ora de tineret este foarte esențială, deoarece ca și tânăr la început te poți integra foarte greu. Mai ales dacă, nu știu, ai o problemă sau să zic așa, ți-e un pic mai greu să intri în discuții cu anumite persoane, te poți integra un pic mai greu. Și uitându-mă în urmă, am realizat și am observat faptul că foarte mulți sau destul de mulți sau prea mulți tineri s-au pierdut din cauza faptului că
nu s-au putut integra cum trebuie. Și atunci, automat, dacă au o integrare foarte bună și eficientă, împreună cu sfaturile practice, cu siguranță, să zic, am fi mult mai atenți la ceea ce s-ar vorbi sau ceea ce s-ar prezenta. Da, o să vă spun ceva ce, dacă nu vă spune cineva, n-aveți cum înțelege. Acum o să vă spun ceva din perspectiva slujitorului. Eu am slujit într-o altă generație prima dată. În generația în care am slujit eu la început, oamenii cunoșteau Biblia. Chiar cunoșteau Biblia. Și bătrânii și tineri. Atunci eu nu puteam să mă duc tot să-l iau, să-l urc pe Zacheu și să-l dau jos din pom. Pentru că toți știau povestea vieții lui Zacheu. Era cumva în biserică chestia asta, ce scot eu, ce nu mai auzit ei în viața lor despre Zacheu, nu știu ce. Și erau, deci poate că la predici așteptările erau să le dai informații, știi, să fie consistă. Wow, fii atent ce idee o scos de aici. Când veneau străini la noi, americani sau ceva, noi n-am priceput. Aia veneau dintr-o cultură unde am ajuns noi acum cu niște chestii și ei îl urcau pe Zacheu, îl coborau din pom, nu știu ce, și noi tot nu uitam la ei, bă, what's the point? Adică noi știm chestia asta, spune și tu ceva. Mi-a luat o vreme până mi-a dat seama că mi s-a schimbat audiența. Și atunci am încercat, nu știu dacă am reușit, puțin am reușit, nu știu cât am reușit, ți-am spus, Viorele, nu mai ai oamenii care tu să le, cum ai zis, domne, tu îmi ții o predică principială că noi trebuie să vestim Evanghelia la alții. Tu ești de acord cu mine. Chiar ai și dorința, mă, bine, zici, ar trebui să fac și eu. Dar tu când te duci acasă, nu-ți frămânzi tu mintea, dar cum să fac eu, dar cum să aplic? Și am zis, lumea vine aglomerată, stresată, unii să-și mențină imperiu, alții să-și mențină doi bănuți cât au, că nu știi care pentru ce se zbate. Și am zis, poate ar trebui să spun așa, doar să le aduc aminte, oameni buni, știți că la toți ne-a poruncit Domnul Iisus să vestim Evanghelia. Uitați ce m-am gândit o săptămână asta, o idee, dar voi puteți avea idei mult mai bune. Ia un CD-ul care ți-o plăcut ție și du-te ascultă-l cu bunica care stă în fața blocului. Cum zici tu, eu ți-am dat o idee practică. Dacă tot ai troșcoleta aia care se învârte și asculți și tot povestiți acolo de pensie și una alta, du-te, Domnul, și zici, băi, uite ce mi-a făcut mie bucurie sufletului meu. A, dacă bunica respectivă spune, Domn, dar nu mă duc eu cu CD-ul, că am eu nu știu ce, cu tare, la aia îi place, a, super, ai o idee în plus. Dar dacă nu ai altă idee mai bună ca a mea, măcar ai prins o chestie, știi? Sau, uite, m-am gândit, dacă vouă vă place, cu IT-ul, cu nu știu ce, să vă chem eu, să zic, păstor, vă plătim noi biserica o pizza. Ia discutați voi un pic între voi. Voi ăștia cu hobby-ul vostru, ce faceți pentru Hristos? Și vă dăm o pizza, două, patru, cât o fi. Poate dezbateți voi niște idei, eu vă spun, Doamne, nu e negociabil, voi trebuie să faceți ceva pentru Hristos. Dar ce puteți face? Deci, poate că aici ar trebui să ne gândim și noi slujitori la lucruri. Am prins chestiile odată să vă integrăm mai mult și apoi uneori să vă mai dăm și câte o idee practică în loc de 45 de puncte, așa cum să faci chestia aia, să-ți dau un punct și o idee practică și poate ajută la chestia asta. Bun, așa, ce vă place vouă în generația voastră? Cred că comunicarea dintre unii și alții este foarte importantă, pentru că, cum am spus, aceste lucruri ne aduc mai aproape unii de alții și suntem, nu știu, o generație, din câte am observat, puțin mai caldă decât cei care au fost înaintea noastră. Nu suntem atât de formali. Poate că este doar la nivel de România, că în străinătate am văzut că totuși se mai păstrează așa distanța. Dar asta, comunicarea, și punem foarte mult accent pe comunicare, dat fiind faptul că acum rețelele de social media sunt foarte importante în viețile noastre. Bun, dacă le folosești bine, nu sunt neapărat rele, nu? Da, exact. Da, până la urmă totul e o unealtă, depinde cum... Exact cum bunică tu a putut folosi securea bine sau rău, așa poți folosi tu uneltele din ziua de astăzi bine sau rău, da? Da. Există șanse să se mai pocăiască tineri care n-au crescut în biserică și... Da, categoric da, deoarece
stând de vorbă cu mai mulți colegi de la liceu și câțiva prieteni care, să zic așa, nu au crescut sau nu sunt atât de familiarizați cu mediul creștin, ca și noi și ei au probleme. Și cu siguranță ca și noi, ei caută rezolvare pentru problemele lor. Acum, diferența este că ei caută într-un anumit loc unde speră ei că vor primi răspuns la întrebări sau rezolvare la probleme. Bun, dar sunt și îndrumați să le caute acolo. Din cauza societății din de azi, da. De cele mai multe ori sunt îndrumați să facă lucrul acesta, însă cu siguranță am observat faptul că atunci când îi spui cuiva și îi povestești despre, bine, poate nu exact chestii teoretice din Biblie sau teologice din Biblie, dar exemplul tău personal, cu siguranță poți fi odată o încurajare pentru el și poate prin tine Dumnezeu poate să-l determine pe tânărul sau tânăra respectivă să se întoarcă la Domnul. Deci nu trebuie să privesc așa într-un mod fatalist, domne, generația asta toată e pierdută și nu îi interesează și nu ei au și ei probleme, frământări. Da. Cu siguranță îi vom sau se vor pierde tot dacă avem această gândire generală despre toți tinerii din ziua de azi. Însă, da, părerea mea e că cel mai recomandat ar fi să avem grijă și să discutăm și cu ei, deoarece oricine are nevoie de din când în când de cineva cu care să discute despre chestii ori personale, ori anumite probleme pe care le au. Și așa, din ce ați văzut voi, să zicem, folosind limbajul nostru, tinerii care trăiesc așa un stil de viață păcătos, mai lumesc, ei oare nu se satură de chestiile astea câteodată? Cred că se satură atunci când realizează că și-au pierdut timpul pe chestii inutile și care nu le-au adus fericire sufletească și pace sufletească. Că mă gândeam la ce zici tu, hai să luăm o clasă de a 12-a, da? Teoretic toți au probleme, că le spun, că nu le spun, că le maschează. Dacă un băiat sau o fată trec printr-o anumită stare, eu sunt creștin care cunosc adevărul și tac. Deci nu-i spun niciodată, băi, vezi că există și varianta Dumnezeu sau ceva. Și cum să spun, nu de pe o poziție din asta de vai cine sunt eu, elita, ci să spun, băi, eu îți spun cum ai zis tu, uite, ce înseamnă Dumnezeu pentru mine? Ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Eu nu-i spun și alți 7 colegi spun, bă, droguri, minuni, cutare, asta e soluția. Păi, dacă eu tac și ăia vin cu soluția, de ce n-ar încerca soluția? Că până la urmă e singura soluție care li se oferă. Da? Aici mi se pare mie că putem fi vinovați prin tăcerea noastră și ne găsim scuze pentru tăcere, că nu suntem suficient de pregătiți, că nu o să ne asculte, că nu cu tare scuze o să fie tot timpul. Dar eu zic să încercăm, că până la urmă Dumnezeu are grijă să răsară sămânța Evangheliei, nu noi rezolvăm lucrul ăsta. Da? Bun, la căsătorie nu te gândești? Aștept să-mi termin facultatea înainte. Mai răspundem la întrebare, eu n-am bai dacă te măriți la asta. Te gândești la căsătorie sau nu? Da, era bai dacă nu te gândeai, da? Și cum te gândești, cu bucurie, speranță, siguranță sau și un amestec de întrebări? Cu bucurie, evident, dar și un amestec de întrebări, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul. Și acum nu putem să ne facem planuri de azi pe mâine și gândul că nu știi ce va fi peste câțiva ani și așa, uneori te sperie puțin. Ce te sperie când te gândești la băieți? Puțin, nu mult. Ce te sperie când te gândești la băieți? Că aș putea să fac o alegere greșită și atunci toată căsnicia mea va fi una eșuată. Iartă-mă, dar acum trebuie să zic, da? Să nu te super tare pe mine. Îți propui să te căsătorești și să mergi în familie până la capăt cu alegerea ta? Da. Bun, atunci ați înțeleg frământarea, că dacă ziceai, domne, încerc, nu merge, asta este, am varianta B, C, deci dacă îți propui, încep și mă duc până la capăt, deja ai o frământare, că zici, domne, mă duc până la capăt, cum? Știi, și capătul poate fi aproape sau departe, bun. Și deci alegere greșită. Așa, dacă ai fi foarte practică, ce te deranjează puțin sau puțin mai mult la unii băieți din generația ta? Neseriozitatea, pentru că unii tratează chestiile mici cu foarte mare neseriozitate și atunci mă gândesc că dacă sunt serioși în lucrurile mici,
n-au cum să fie serioși în lucrurile mari. Sunt maturi, bine, așa... Nu pot să generalizez. Unii da, unii nu. Da, da. Peste, peste tot, da. Și atunci cum ești din situația asta? Că ai... Tu ai o frământare vis-a-vis la ce vezi pe piață, da? Asta este, că nu poți să nu vezi. Și tu trebuie să alegi din ce este pe piață. Da. Acum nu o să ți-l facă Domnul din marmură. Păi, în primul rând, prin rugăciune. Pentru că eu cred cu tărie că dacă te rogi și dacă ești într-o relație foarte bună cu Dumnezeu și tratezi acest subiect cu foarte mare seriozitate, atunci și Dumnezeu va avea grijă de tine. Tu crezi că Dumnezeu mai are băieți buni? Probabil că da. Nu, sigur are. Și auzi, ca să te liniștesc așa, cât ți-ți trebuie ție? Unu. Unu și bun, așa e? Da. Acum, fată, dacă în lumea asta nu mai are Dumnezeu unu și bun, atunci ai bai mare, știi? Deci, nu, are mai mulți, să știi, are mai mulți. Nu mai trebuie să faci, să notezi ce ai zis tu. Foarte serios în relația cu Dumnezeu. Și atunci mă duc pe mâna lui Dumnezeu, știi, că n-are cum să te lase Dumnezeu. Deci eu mai zic așa câteodată, așa să ai o relație de faină cu Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu va dori să-și însoare cel mai fain băiat din universul ăsta, să zică, bă, ăsta e chiar un băiat fain, așa îmi place de el, e băiatul meu cel mai bun, cui să-l dau? Și așa uitându-se Dumnezeu un pic prin lume, să spună, stai mă, Nico, păi la un băiat bun ce-i dau? O fată bună. O fată bună, da, dar asta înseamnă să fiu aproape de Dumnezeu. Da. Crezi în... că lui îi place când te întrebi pe tine, știi că mai scapă iar așa, se zâmbește, da. Crezi în onestitatea lui Dumnezeu? Da. Crezi și în bunătatea lui Dumnezeu, da, nu? Evident, ei, știi ce mi se pare mie curios? Că atunci când ne gândim la căsătorie, mai mult apelăm la bunătatea lui Dumnezeu. Și răspunsul clasic care este... Dani, vrei o fată ca tine sau mai bună ca mine, frate, de ce să mă ridice și pe mine? Și eu vin și cu partea asta și zic, Dani, nu-i cazul tău, e alt Dani, știi, să nu vorbesc de unul singur cu Dani. Am zis, Dani, de ce Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și să o nenorocească pe ea? Adică dacă tu vrei să fii, nu că n-ai putea fi, dacă tu vrei să fii băiat de nota 5, de ce vrei o fată de nota 10? Da, corect. Da. Deci, oarecum onest ar fi, pentru că Dumnezeu este cinstit, da? Să spui, domnul Iuga, de ce îmi doresc un băiat așa? Pentru că nu sunt perfecte, dar așa sunt și eu. Și atunci m-aș bucura, suntem aici, plătim amândoi un preț, adică mi s-ar părea normal să spun un băiat sau o fată, mi-aș dori pe cineva curat din punct de vedere fizic, pentru că așa am făcut și eu, nu pentru că mi-a fost ușor. Dar am plătit prețul ăsta, aș vrea cineva care a plătit prețul ăsta, da? Aș vrea unul să aibă două facultăți terminate, pentru că am terminat și eu trei. Adică, da, și eu am plătit un preț, nu m-aș bucura să plătească și el un preț, dar pe mâna lui Dumnezeu. Deci dacă ți-ai dori să te ducă la altar, la braț Dumnezeu. Da. Deci tot cu el trebuie să fii bine, știi? Și atunci, da. Dacă el te duce la un băiat... Acum, tu știi că băieții înainte de căsătorie intră într-un somn adânc, nu? N-am știut. Da, da, păi uite-te la Adam, știi? Da, una e să-i adoarmă Dumnezeu și alta să-i adoarmă Dalila, știi? Deci e mare, mare diferență. Dar tot Dumnezeu îi trezește, știi? Deci, zice, vezi că e Nicu lângă tine. Ah, da, bun, te trezești, da. Tu, când te însori? De spus, dar cel mai probabil după ce voi termina facultatea și voi avea... În viitor, nu? Deci tot în viitor, da, să fie și părinții liniștiți, așa, să nu. Și făm așa o scanare a fetelor din ziua de astăzi. Bine, e destul de... ar fi destul de urât să generalizezi și să spui că... Eu de ce te-am întrebat pe tine, sau... mai deșteptă, da? Nu, așa, nu. Sau așa, dar e foarte important unde cauți sau unde te uiți. Adică și ce standarde, adică dacă te uiți și te mulțumești cu puțin, să zic, sau ai așteptări destul de joase sau, din nou, destul de mari, atunci ar putea să fii dezamăgit. Păi, Dani, stai să te întreb, toți băieții se pricep la mașini, nu? Românii, toți se pricep la mașini, da. Bun, ce ai zice despre
că nu poate fi prieten de-a tău, dar un coleg de-a tău, că dacă e prieten e o problemă, știi că face chestia asta, dar un coleg de-a tău care se duce și caută mașină nouă la un cimitir de mașini sau la second hand. Categoric laș. Ea spune că... Păi omule, adică te duci unde trebuie. Vrei mașină nouă, te duci în showroom. Nu te duci tu la cimitirul de mașini să-ți iei mașină nouă. Deci e chiar super ideea care zice, domnule, depinde unde cauți. Deci ce vreau și unde caut, da? Nu pot. Dacă vreau să cumpăr o haină de firmă cu tare, păi nu mă duc la banca de... Înțelegi? Da, da. Mă duc acolo unde sunt alea. Și acolo... Depinde și ce ofer. Aici e destul de important. Adică nu poți să oferi puțin și să te aștepți ca cineva să-ți ofere mult mai mult. Nu, dar aia cum tot am intrat cu mașinile, o lăsăm, știi, că să nu se supere ea. Spune, mă pot duce într-un magazin de firmă și să găsesc rafturi cu valori diferite și calități diferite? De obicei nu. Păi să zic un lucru. Dacă... mă duc așa într-un loc și ei îmi spun că acolo e reducere 70%. Atunci da. Și întreb, da. Domnule, de ce e reducere 70%? Păi zice, domnule, au ceva. Lichidarea de stoc. Lichidare de stoc, că nu ne-a... A ieșit un alt model, nu se mai cere pe piață. Sau cineva spune, domnule, astea au fost returnate, că ori... Sau s-a agățat un fir, nu știm cine cu tare și atunci suntem cinstiți. Bun, eu nu pot să mă duc, pe mine mă încântă chestia cu 70% reducere. Nu mă încântă când văd că firul tras nu-l mai pot trage, știi? Și zice, domnule, dar nu ți-am spus că de asta e acolo? Că dacă n-ar fi avut firul tras, nu era 30 de euro, era 350 de euro. Deci, și atunci eu ce m-ar surprinde, spre exemplu, la un băiat sau o fată, când eu am fost onest și spun, vezi că pe raftul ăla sunt categoria a doua. A, nu-i nimic, eu le iau categoria întâia. Bun, ia-le categoria întâia, dar nu vii să... Uite, mă gândesc la o chestie și eu cred că sunt părinți, sper să fie tot mai mulți, părinți care oricât de mult își iubesc copiii, sunt și onești. Și chiar când ar discuta cu cineva, hai să luăm acum, nu, tu te duci și spui, domne, atât îmi place de fata voastră și cu tare, vreau să o scot în oraș, ăla, zice, băi copile, eu mă bucur că îți place de fata mea, dar eu vreau să fiu onest cu tine. Domne, un lucru care eu n-am reușit 22 de ani să... Nu le are, domne, cu ordinea. Dacă te duci până în cameră la ea, acum e Hiroshima, tu hai să te întrebi din capul lui, tu ai putea suporta chestia asta sau pleci acum și nu mai vii, știi? Bine, acum depinde și dragostea cât e de adevărată. Băi, dragostea cât e de mare e una, dar cum să spune? Să spunem că tu, a, da, domne, la mine nu e o problemă, o să fac eu, pun tot la loc, ajunge și să vă căsătoriți. Și după asta aud după câtva timp că, domne, nu mai suport, bă, înnebunesc tot să-i pun papuce la loc, o tare, spun, bă, Dane, bă, eu am fost cinstit cu tine și ți-am spus că nu le are cu chestia asta. Le are, are minte de nu știu ce, o să fie doctor, docent, da. Băi, nu le are cu papuci, știi? Și acum tu vii și îmi spui că ești nemulțumit că nu le are cu papuci. Dom'le, dar ți-am spus chestia asta. Ei, unde mi s-ar părea mie să fii chiar așa de naiv și să negi? Lasă, domne, că nu-ți cunoști tu fata, știi? Că ea le are cu papuci. Sau... eu am avut și experiențe de genul ăsta, așa, cunoscute, nu neapărat personale. Nu știu, voi ce ziceți, păstorii, dacă ne întoarcem în biserică, știu ceva despre tineri în biserică sau nu prea? Ar trebui să știe. Ar trebui să știe, da. Poate noi știm mai mult decât vă spunem că știm, că nu, mai auzim și noi, mai trăim în lumea asta, mai nu știu ce. Bun, dacă eu aș discuta cu tine, Nico, da, și... Băi, Nico, am văzut că tu tot te mai vezi la evangelizare cu Ionuț Bambino, știi, la... Băi, e băiat bun, dar pot să spun ceva să rămână între noi ca păstor? Acum când spun chestia asta, dacă ești îndrăgostită, tu îi scrii în timp ce stai cu mine. Vezi că păstorul zice că ești în serios, da? Eu țin cont și de chestia asta. Și dacă eu spun, măi, el e al nostru din biserică, da? Are niște chestii care deocamdată nu au putut scăpa de ele, știi?
Tu ar trebui să ții cont de ce zic eu sau spui, nu, ai, lasă, ce știe pastorul. Da, ar trebui să ții cont mereu și de părerea celorlalți și chiar dacă nu o accepti prima dată, că corect, niciodată nu ne pică bine prima dată, după aceea... Și nu înseamnă că ea e ultimatum. Da, exact. Și nu înseamnă că omul nu se poate schimba. Exact. Dar eu aș zice, măi, dacă am primit chestia asta și de aici și de aici, înseamnă că trebuie să fiu atentă și chiar vreau să văd dacă pe domeniul ăsta se pot produce ceva schimbări, da, sau doar îți povești, promisiuni, că știi, peste 2 ani, domne, nu peste 2 ani, hai o luăm cu pași mici de acum, că poate unii, chiar să mă duc pe varianta bună, ei sunt sinceri când zic că se vor schimba. Dar dacă nu încerca niciodată, nici nu-ți dau seama dacă pot să facă schimbarea sau nu. Și după asta spune, bă, Nicu, eu chiar ți-am promis sincer că mă schimb, dar mi-a dat seama că nu-mi iese. Bun, și tu zici și eu ce fac acum, că ție nu-ți iese. Îmi ies mie, pe real, da? Deci fetele nu le generalizăm, dar... Dar e foarte important să fii atent și la lucrurile, să zic, care nu ți-ar prima oară în ochi, să fii foarte atent să deschizi bine ochii atunci când cauți o fată cu care dorești să te căsătorești. E foarte important lucrul acesta și e și mai important să fii atent la tine, adică de ceea ce ești tu dispus să oferi, ceea ce poți tu să oferi și automat dacă tu încerci să fii bun și să fii cât mai bun la majoritatea domeniilor, automat nu vei putea greși, să zic așa, sau așa, nu vei putea greși atât de mult când alegi o fată. Tu ai zis că mai ai un frate? Da. Deci, practic, voi, dacă vă referiți strict la familie, nu aveți foarte multă experiență cu fete. Voi băieți, între voi, nu știu ce, nu, că n-ai avut una să-ți mai plângă, să-ți mai spună ea de prin lumea lor. Știi că ele mai au lumea lor, cum avem noi lumea noastră. Da. Corect. Bun, e bine, atunci e bine, dar te-ai mai informat-o de pe alții. Hai să zic o chestie. Cum sărim un pic în timp, nu mai contează cât, în viitor, nu în trecut, că e mai ușor, da, cu tunelul timpului, să zicem că te binecuvintează Domnul cu o fată și un băiat, da? Acum, și ești tată de fată, da? Și ajunge fiică ta domnișoară. Și dacă e frumoasă și deșteaptă și nu știu ce, ce crezi că o văd și băieții, apare pe radar, ta-na-na-na, da? Te-ai gândit vreodată până acum cum ai vrea să se poarte băieții cu fata ta? M-am gândit de câteva ori la modul, să zic așa, per total, cum ați spus dumneavoastră, la cazul ăsta, dar bineînțeles că, na, ca orice părinte în general, mi-aș dori doar să se poarte bine, dar bineînțeles că în lume nimic nu e ideal sau nimic nu e perfect și atunci automat vor... Bă, dar știi că dacă te gândești cum ar vrea să se poarte ei atunci cu fata ta, găsești răspunsul cum să te porți tu astăzi cu... Viitoarea soție sau... Da, cu fata altuia, știi? Da, corect. Cu fata altuia. E o chestie simplă, da? Cu voi nu, voi oricum vă purtați frumos cu băieții. Dar oare mamele, ce vorbim noi acum, știi? Oare mamele, așa că n-au un băiat, îți grijuli și ele? Da. Da, ce fac? Nu pune mâna una pe el, că nu știu ce? Că, au și chestia astea prin minte, oare? Da, și mamele de obicei sunt mult mai grijulii decât tații. Mai exagerează un pic niște chestii, mai... Nu știu. Uneori, da, totul e spre bine. Totul e spre bine. Bun, frumos, de așa. Vis-a-vis de biserică, nu de biserica voastră, ci de biserică în general, am putea schimba ceva în biserică? Părerea mea e că tot timpul există loc de mai bine în orice domeniu sau în orice caz. Bineînțeles că, în general, am putea schimba felul în care abordăm anumite situații sau probleme, nu doar a celor care fac parte din biserica aceea, cât și celor din jur. Deoarece, dacă stăm să ne gândim un pic, ca și biserica în general, suntem chemați să ne adresăm odată la problema mântuirii oamenilor și totodată și la anumite probleme, să zic așa, fie ele materiale sau financiare pe care anumite persoane le pot avea. Categoric putem schimba anumite lucruri în mai bine, cum am zis, felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru sau felul în care îl prezentăm noi prin modul nostru de viață sau prin
felul în care interacționăm cu alți oameni pe Dumnezeu și atunci, automat, dacă încercăm să ne perfecționăm pe zi ce trece, cu siguranță oamenii vor observa lucrul acesta, deoarece, deși nu interacționăm, să zicem, cu toți oamenii din reșita, cu siguranță oamenii se uită la noi și sunt foarte atenți la felul în care noi reacționăm sau ne comportăm la anumite situații. Cu bunica te înțelegi bine? Da. Da, cu alți bătrâni? Da, pentru că fiind crescută de bunică, am învățat că respectul față de cei mai în vârstă decât mine este foarte important. Nu, mă gândeam la tinerii din biserică care se uită la bătrânii din biserică. Se poate conviețui sau e greu? Da, din punctul meu de vedere se poate conviețui. Chiar dacă ideile și ideologiile sunt total altele, pentru că este și normal că sunt generații total diferite, dar da, se poate conviețui. Uneori trebuie să vorbim și de un pic de mai lăsăm și noi, mai lasă și ei, mai... Da. Așa e mai bine. Mai să fie reciproc. Lăsăm și noi, lasă și ei și ajungem la un numitor comun. Care sunt mai puțin flexibili, bătrânii sau tinerii? Din experiența mea personală, aș zice că bătrânii. Pentru că ei deja au acea experiență de viață și chiar dacă pe unele domenii se înșeală, le este puțin mai greu să lase după tineri. Probabil mă înșel, dar aceasta e experiența mea personală. Da, eu din punctul meu de vedere vreau să spun că am întâlnit bătrâni foarte maleabili, nu pe adevăr, pe chestii de metodă, de nu știu ce chestii astea, și am întâlnit tineri foarte rigizi. Da. Când și am zis, băi, da, bătrânii vă acceptă atât de multe chestii, că sunteți nepoții lor, că vă iubesc, că se bucură și voi nu puteți accepta una, știi? Adică ei sunt gata să schimbe 80% în unele chestii, poate nu neapărat că își doresc sau așa, ci de dragul vostru, că vă iubesc. Și voi o chestie nu vreți să o schimbați, că... No. Dar, din nou, nu putem generaliza că asta este. Acum, în biserică nu putem schimba scopul bisericii, scopul bisericii rămâne și mântuirea celor, salvarea celor din afară și slujirea și sfințirea celor dinăuntru, dar aici trebuie să existe o armonie, pentru că, nu știu, voi bănuiesc că nu vreți să ne omorâți pe noi bătrâni, știți, să fiți numai voi. Dacă nu pe altceva, zic pe două motive, că ne mai rugăm din când în când pentru voi și vă mai dați seama că, bă, e bine că se roagă moșii ăștia pentru noi. Și a doilea lucru, mai participăm și noi la biserică, știi, că din pensie noi dăm cu tare, aveți de unde să vă cumpărați un microfon, o asta, știi, deci e o chestie, da, ne mai suportați pe asta. Noi chiar ne-i drag de voi, deci o vreme până ne duce Domnul trebuie să mergem împreună. Dar hai să zic că ne ducem în câțiva ani, ne ducem și noi așa și rămâneți doar voi tineri și voi organizați biserica. Ce schimbați? Deci ce o să văd eu din cer dacă mă uit așa la biserica peste 15-20 de ani, știu? Probabil că nu ar păstrați ceva din ce am avut noi sau... Da. Clădirile le dărâmați, le remodelați, ce faceți cu ele? Păstrăm tot timpul, este bine să păstre ceea ce e bun. Bun, deci... clădirile, le păstrați, le dați voi o altă formă, da, da, le zugrăviți, în fine, da. În servicii de închinare, ce o să mai fie? Cântare, bănuiesc, o să fie? Bine, acum, din păcate, în ziua de azi, mai și afară, dar încet, încet și la noi în țară, destul de multe biserici au pierdut toată treaba cu biserica și a ajuns doar un oarecare spectacol foarte bine pus la punct, adică dacă ne uităm... Da, asta e bine sau e trist? Dacă se pierde esența, e trist. Și, din păcate, de cele mai multe ori se cam pierde esența. Pentru că atunci când vii la biserică vrei să te conectezi, folosesc un termen mai actual, să te conectezi cu Dumnezeu, să încerci să vorbești cât mai mult și să lași ca Dumnezeu să-ți vorbească la biserică. Și atunci, bineînțeles, atât timp cât programul e foarte bine pus la punct și mai departe, nimeni nu-ți poate reproșa nimic. Dar dacă scopul e să ai un program bine pus la punct și atât, din păcate s-a pierdut esența. Acum, noi zicem că noi trebuie să fim conectați cu Dumnezeu în fiecare zi, dar pe bune, așa în viața reală, nu ți iese tot timpul, știi? Te trezești târziu, te doare capul, n-ai timp de scriptură, faci o rugăciune, nu știu ce, ai zburat, seara ești varză, ești cu nu știu ce. Și atunci, totuși, zic eu că a mai rămas, apropo de ce zici tu,
Ideea asta că măcar dacă mă duc la biserică, la modul sincer, știi, n-am alte interese, atunci totuși mă duc pentru ceva spiritual, pentru altceva. Și dacă acolo găsesc doar ce e în altă parte, pe bune, la ce mă duc acolo? Deci nu, aici, e foarte fain ce ai spus, esența nu poate fi. Deci, până la urmă, asta îmi place când zice Apostolul Pavel, la un moment dat Apostolul Pavel e dur cu corintenii și spune, băi, dacă vă manifestați în felul ăsta și vine unul la voi, zice că sunteți nebuni. Așa le spune pe șleau. Dar zice, dacă vă manifestați în felul ăsta și vine unul, ajunge la concluzia că Dumnezeu e prezent în mijlocul vostru. Eu personal că cred că cea mai mare comoară a unei biserici nu este corul, fanfara, orchestra, oricât s-ar supăra alții, predicatorul, cea mai mare comoară e prezența lui Dumnezeu. Și să vină cineva la biserică, că acum vorbim de biserică, da? Și să spună, mă, nu înțeleg pe ăștia, nu... Și dacă ar spune, nu-mi place stilul în care cântă, nu-mi place cum o aranja, nu-mi place... Bă, da, l-am simțit pe Dumnezeu acolo. Adică am putut să mă închin lui Dumnezeu chiar dacă n-am fost de acord cu ei. Asta cred că ar fi cel mai mare câștig al bisericii, știi? Prezența lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt, viața lui Hristos în noi. La asta ar trebui să lucrați un pic, unde este să păstrați, unde nu să... Da, apropo că te-ai băgat singur în chestia asta, ce faci dintr-o... Hai de mine, mai zic și asta, să vezi ce mă împroască ăștia cu roșii, știi? La... Se duce ecranul, sticla. O biserică, sună urât să spui un club bine organizat, știi, da? Asta poate fi, dacă nu-i Dumnezeu prezent, ce ești? Da. Un club, o organizație, bine. No, dacă îți pică pe mână o chestie din asta, cum o transformi în ceva duhovnicesc, esențial? Cum readuci din club în biserică? Categoric, prin singura metodă pe care o văd, sau părerea mea e că doar prin smerire. Atâta timp cât te smerești tu, nu te pui pe tine pe primul loc, nu pui, să zic, de exemplu, ca un predicator sau ca un cântăreț, nu pun, da, eu cânt, eu fac, eu și mai departe, și pur și simplu îl las pe Dumnezeu să se vadă prin ceea ce fac eu și toată slava să meargă direct la Dumnezeu, nu la final sau în timpul predicii, că să am tot timpul gândul ăsta constant că eu am făcut, eu am realizat și așa mai departe. E foarte important să ne smerim și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi, deoarece doar așa putem avea, nu rezultate, nu știu cum să spun. Până la urmă, poți să spui și asta în sensul rezultate, da, că la urmă urme orice contabilizezi e un rezultat. Da, asta este, da. Poți să avea anumite rezultate și poți să revii la esență. Și anume la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos. Să mă aștept, Nico, pe viitor să găsesc adunări mai simple și mai profunde, să nu mai fie atâta fast, atâta... Cum zicea el, să mă duc într-o adunare, să nu mai găsesc programe atât de bine organizate, dar totuși să fie ceva mai frumos acolo vis-a-vis de esență? Eu sper că da, dar asta depinde și de calitatea membrilor din biserică și de relația lor personală cu Dumnezeu. Bun, hai că te-ai băgat singură, mi-e îmi place așa. Spune apostolul, fii o pildă pentru cei credincioși. Și sfatul ăsta e pentru tineri, nu? Fii o pildă. Da. Odată nu scrie, foarte interesant, nu scrie fii o pildă pentru cei necredincioși. Bun, și acum întrebarea mea. Tu citești Biblia, tu ai vârsta ta, ți-a trecut vreodată prin cap că tu ai putea fi o pildă pentru mine? Pentru dumneavoastră? Da. În sensul că eu am o anumită vârstă, deci ar putea versetul ăsta să spună unui tânăr fi o pildă chiar pentru un bătrân? Din moment ce este scris în Biblie, da. Și probabil nici nu mi-aș da seama prin ce aș fi o pildă. Prin purtarea mea, poate... Prin sinceritatea ta, da. Prin modul în care abordezi lucrurile, da. Adică am auzit chestii de genul ăsta și nu sunt deloc rele, pot fi un pic umilitoare, dar ca să o pun prima dată în sensul de evangelizare, am auzit că stăteau bătrânele și se uitau și vedeau cum mergeau la botez la biserică. Și discutau cu ele, zic, mă, nu-i rușine nouă,
se duc, domne, tinerii și se împacă cu Dumnezeu și se întorc la credință și noi, baboanțele astea care știm de o viață întreagă și să zic așa, deci chiar o chestie din asta poți fi o mărturie pentru cineva și mă gândesc că dacă voi reveniți la esență și puneți accentul pe, care ar fi marea tragedie? Ar fi rușinos, dar mai bine rușine aici decât pedeapsă veșnică, să discutăm noi doi bătrâni să spunem, băi, copiii ăștia sunt sinceri, știu să discute, știu, îi interesează. Și noi ce facem? Noi iar îl urcăm pe Zacheu și îl coborâm, adică facem politică bisericească sau nu știu ce facem, îi criticăm pe toți, nu facem nimic, iar copiii ăștia, uite că ne dau lecții. N-au ei, nu știu, atâtea versete ca noi, nu știu atâta, dar când e vorba de viața practică, ei practic ne dau lecții nouă cum să trăim în relația cu Dumnezeu. De ce nu? Dacă generația tânără ar putea să aducă un pic de trezire și la unii mai în vârstă, nu la toți, numai la cei care pot, știi? E bine, deci este... Când murim, ce faceți? Ne mai îngropați? Ne ardeți? Ce faceți cu noi? Băi, mormântările obișnuite. Cum o fie? Deci, cum o fie pe atunci, domnule? Nu ne face să facem noi promisiuni, o vedeam dacă vă ducem cu Pluta, dacă vă urcăm în avioane și toate celelalte lucruri. Bine, este nădejde pentru viitor? Da. Da. Da, este. În Dumnezeu este, da, da. Deci nu, pentru că Dumnezeu nu este doar al trecutului sau al prezentului, Dumnezeu este întotdeauna și chiar dacă trăim vremuri mai interesante astăzi, tot pe mâna lui Dumnezeu suntem. Din punctul vostru de vedere, încă există tineri faini, așa e? Potențial? Da. Categorie. E bun, atunci este bine, da. Deci, biserica în mâna voastră e pe mâini bune. Schimbați numai la esență, celelalte ce mai contează. Dacă schimbăm... Voi schimbați motorul la mașină sau nu știu ce, caroseria poate să rămână aceeași. Da, e frumos, chiar este așa sublim, superb să stai de vorbă cu tineri faini care... au și anumite îngrijorări, că le avem și noi, dar au și încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu este viu, este adevărat, lucrează, are și iubire, are și putere, vrea să ne ajute și sfatul meu, ca întotdeauna pentru cei care aveți vârsta mea sau altă vârstă, încurajați-i pe tineri, fiți aproape de ei, puteți să fiți o mărturie frumoasă pentru ei. Din nou spun, de câte ori vrem să le spunem ceva despre noi, să nu abordăm niciodată un aer de superioritate, pentru că dacă suntem onești, prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Dacă suntem prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Dacă nu suntem, nu știu atunci de ce am mai avea un aer de superioritate și nu ar fi pentru noi câteodată chiar un sentiment de rușine. Adică știți ce spunea Apostolul Pavel? Voi care de mulți trebuia să fiți învățători, profesori, voi sunteți tot cu abecedarul și cu lucrurile mărunte, ne pretindem uneori maturi în credință, dar copilăroși până în măduva oaselor. Nu toți sunt așa, dar dacă suntem așa, ar trebui să ne schimbăm noi și să lucrăm la maturitatea noastră și maturizarea noastră. Dacă suntem mai bine, mulțumim lui Dumnezeu. Pentru tinerii serioși, mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm, apropo, să-i păstreze Dumnezeu și să rămână serioși și să fie victorioși în lucrurile pe care le pot face și care trebuie să le facă. Dacă sunt tineri unde ar trebui să mai îmbunătățească ceva în viața lor și acolo să o facă cu ajutorul nostru și să chiar să rugăm pe Dumnezeu să ne dea favorul acesta, privilegiul acesta de a ajuta pe un tânăr să devină mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos, că așa trebuie să fim toți. Mulțumesc frumos că ați fost și aici, că atunci când a trebuit ați fost și în spatele camerei și la calculator. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și lăsați-l pe el la butoane să editeze tot. Acum la de editare și mai tai, nu? Câte ceva. Da. Da, da, îl lăsăm pe Dumnezeu să taie, să mai adauge și în final să iasă un film al vieții atât de frumos că ne mirăm și noi să spunem, Doamne, ce fain e și numai tu puteai să-l faci așa. Bine suntem. Mi s-a terminat camera, așa-i?
Nu, noi am terminat, gata. Deci...